seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Andrei Năstase, ex-viceprim-ministru, fost ministru al afacerilor interne. Domnule Năstase, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Năstase, din start, cum o fac eu în ultima vreme, facem câteva precizări. Dumneavoastră sunteți candidat desemnat la șefia statului, noi suntem în perioadă preelectorală. Tocmai de asta v-aș ruga, noi avem niște reguli cei din presă pe care ar trebui în mod normal să le respectăm, cu toții să le respectăm, indiferent unde am muncit. Deci fără propagandă, agitație electorală, atent, ca să nu fim luați în vizor, deși am fost luat de mult, de către unii sau alții. Eu credeam că trăim într-o țară liberă și se poate să discutăm, să analizăm, să vorbim, dar voi avea grijă ca postul dumneavoastră de televiziune să nu suporte absolut nimic, iar cei care ne privesc de acasă să fie cât mai bine informați. Din prima sursă și nu prin intermediari, adesea contextuale. Așa, eu nu vreau să o facem noi doi pe meteorologii. Sunt alții, la nivel mai înalt. Dar n-am cum să nu vă întreb, nu știu, poate localitatea dumneavoastră de Baștină, dacă prietenii, rudele care sunt prin localitățile țării, dacă vă sună ce se întâmplă, pentru că știți că pe rețelele de astea de socializare și ploaia deja a fost politizată. Unii în Chișinău spun că Ion Ciobanu e de vină pentru ceea ce avem în capitală, ceilalți spun că în țară de vină este Maia Sandu, Andrei Spânu și Dorin Recean. Deși când plouă, pe ploaie nu scrie, asta e ploaia Maia Sandu, asta e ploaia lui Ciobanu, asta e ploaia lui Năstase. Bun, noi am avut asemenea practici mai înainte, dacă vă amintiți, și când erau înghețuri, și când erau zăpadă și chiciuri și toate astea. Și de fiecare dată noi n-am avut capacitatea. Și când vorbesc despre noi, vorbesc întâi de toate de noi ca și societate. Și apoi să ne ducem la guvernare, pentru că dacă societatea noastră ar avea un pic de curaj în plus, un pic de determinare, ar spune, stați un pic, dar nu disputele astea dintre autoritatea publică locală și cea centrală, cine dă? Faptul că simpatizanții lui Ion Ciobanu, care este primar de Chișinău, o înjură pe Maia Sandu și pe Recean și ăstea, ne ajută cu ceva? Nu. Faptul că ceilalți, simpatizanții Maia Sandu și actualei guvernări, înjură de dimineață până în seară pe Ion Ciobanu, ne dă ceva? Nu. Îndemnul meu a fost în permanență la ceea ce înseamnă consolidarea societății în general și mai ales în situațiile deficitare sau în care suntem în dificultate, indiferent despre ce vorbim. Și apoi, bineînțeles, am vorbit despre cooperare loială dintre instituții. Cred că am introdus în limbajul public, la fel ca și alte expresii, această cooperare loială dintre instituții care trebuie să stea la baza unei organizări și a unei gestionări eficiente a societății noastre. Pentru că, uitați-vă, înainte de a veni la dumneavoastră, am vorbit cu toți cei care astăzi, din partea mea, sunt implicați în procesul de colectare a semnăturilor. Suntem pe ultima sută de metri și, bineînțeles, faptul că au venit ploile, că au venit aceste interperii, au îngreunat un pic procesul. Și le-am spus tuturor, oameni buni, acum prioritate zero este viața dumneavoastră, securitatea fiecare dintre dumneavoastră, familiilor dumneavoastră și a comunităților. Faceți abstracție de ce simpatizați sau ce simpatie aveți dumneavoastră și ajutați-vă reciproc. Spuneți-ne și nouă ce putem de la Chișinău să ajutăm. Asta este mesajul meu. Eu așteptam un mesaj din partea președintelui, care, spre deosebire de premier, care este un premier și un guvern al unui partid, mai ales în perioada actuală, este al unui partid. Iată, ei acum ne arată nouă cum se gestionează o criză. Eu am tot vorbit că toate crizele pe care le-am parcurs noi, din păcate, în ultima perioadă de timp, nu au fost gestionate corect. Și eu o să mergeți pe cea medicală și o să vă spună specialiștii că, din păcate, n-a fost gestionată corect, economică la fel, cea energetică dezastruos și tot așa. Și iată și această criză, pentru că este o criză, este gestionată prost. Cred că, dacă tot vorbiți despre meteorologie, avem toate mijloacele la dispoziție. Avem un arsenal modern care putea fi aplicat, putea fi consultat, să spun așa, și de acționat în prevenire. Așa funcționează România, așa funcționează Polonia, așa funcționează statele vecine. La noi ce s-a întâmplat? Se face o ședință la guvern, se cheamă băieții din teritoriu și le spune ce să fac.
Și repet, am așteptat un mesaj foarte și foarte ferm din partea președintelui. Un mesaj care să unească societatea, să o avertizeze, să ne mobilizeze pe toți să acționăm în prevenire și, bineînțeles, să dea un semnal tuturor instituțiilor statului. Când vorbim despre cele de la nivel central, când vorbim despre cele locale, vorbim despre primăria Chișinău, care, na, înțelegem foarte bine ce se întâmplă aici, când vorbim despre satele și orașele noastre, trebuia dat un mesaj de consolidare și de conjugare a eforturilor, astfel încât să suportăm aceste interperii cu mai ușor, nu cu atâta durere și cu atâta suferință. Din păcate n-am văzut acest lucru. Ori, anume asta este menirea unui președinte. Să, atunci, mai ales atunci când este greu țării, să consolideze, să cheme țara la conjugare de eforturi. Ceea ce văd este trist. Nu aș vrea să critic, pentru că în această perioadă, repet, cu toții ar trebui să ne punem umărul și eu asta fac în teritoriu, la oamenii care suferă, ajut și eu cu ce pot. Despre asta e bine mai puțin să vorbim decât să, și mai mult să facem. Dar era nevoie și cred ferm că un alt președinte așa ar fi procedat. Bun, domnul Stas, haideți la alegeri, dacă tot vorbim despre semnături, spuneați dumneavoastră un piculeț mai sus. Noi avem deja 4 candidați desemnați care au mers la Comisia Electorală Centrală, 2 dintre care deja au fost înregistrați, ceilalți 2 au depus actele, semnăturile, urmează să se examineze. Andrei Năstas, care este situația la zi? Când intenționați, pentru că pe 20 septembrie, vinerea asta, este termenul limit. Da, eu pot să spun așa că eram într-un fel pregătit să le depunem și sâmbătă și duminică, dar după ce au intervenit aceste lucruri, am spus, hai mai bine oamenii să oprească. Așteptam Leova, așteptam Cahulu, acolo știți foarte bine că iată, la Leova este și starea de urgență. Din punctul meu de vedere, starea de urgență ar trebui instituită pe întreg teritoriul Republicii Moldova, și în agricultură, și în, iată, cu aceste intemperii. Suntem bine cu colectarea de semnături, deși legislația este așa cum este ea. Eu aș pune un pic pe cei care se află la guvernare, pe deputații de acolo, să meargă ei un pic să strângă semnături cum le strâng eu cu echipa mea. Dar să meargă pe bune să le strângă. Cum mergem noi de la casă la casă, cum întâmpinăm diverse opinii, cum întâmpinăm foarte multă dezamăgire în societatea noastră. Oamenii deja spun, domnule, nu suntem împotriva voastră, dar nu mai vrem să fim cu nimeni. Ne-am săturat, toți vin, promit că vor face și așa mai departe. Am votat actuala guvernare, i-am dat totul, are și guvern, are și parlament, are și instituții și de fiecare dată se plânge că cineva îi încurcă. Asta se pliază și pe ceea ce spun eu. Sau mai degrabă, ceea ce spun eu se pliază pe ceea ce spun oamenii. Întâlnesc cu oameni care pur și simplu nu vor să audă nici de politică, nici de nimic. Ei se simt abandonați. Oamenii se simt abandonați. Se simt mințiți. Vorbesc, nu există într-o localitate să nu vorbească oamenii de pensii. Dom'le, ne-au păcălit cu pensiile. Ei, și pot eu cumpăra cu pensia asta care mi-a mărit-o acolo cu tineri și mă duc la piață, scump. Mă duc la farmacie, scump. Deci, problemele sociale în Republica Moldova au rămas nu nerezolvate, s-au înrăutățit, s-au agravat. Problemele economice, prețurile foarte, foarte mari, costul la servicii foarte mari și veniturile foarte mici. M-am întâlnit cu nu foarte mult, dar oameni care încă mai dau naștere altor oameni aici în Republica Moldova. Așteaptă să mai crească un pic copilul și să plece peste hotare. E dezastruos ceea ce se întâmplă și cred că este de datoria actualei guvernări să facă ceva, să schimbe ceva, pentru că nu merge. Nu merge cu miniștrii care au, nu merge, nu sunt eficienți. Ei acolo, între ei, își spun unul altuia lucruri frumoase, la televizor în fiecare zi, se povestește cât este de bine. L-am văzut pe domnul Laiba care ne vorbește de, Doamne ferește, economia noastră înflorește pe mandatul său. Și nu este așa, investitorii fug. Dar dacă se duc investitorii, tot mai puțini și mai puțini locuri de muncă, bine plătite, nu? Deci e un amalgam de probleme în țară, în societate, mai ales cum ai plecat de la Chișinău, dintr-o rază de 20-30 de kilometri, e un mare, mare dezastru și la nord și la sud. Oamenii la nord, sigur că ei s-au descurcat tot timpul, dar ei au fost abandonați. Ei se simt abandonați, ei se simt tratați cu
cu dispreț. Dom'le, dacă noi avem un pic de altă părere, da? Noi avem părerea că, uite, mergem cu integrarea europeană, dar cumva să păstrăm și tradițiile noastre, să păstrăm și cultura și credința noastră și de ce nu, să avem o relație bună și cu Ucraina, să avem o relație bună și cu cei care, la care depindem de gaz. Asta este gândirea lor. Uh-huh. Dacă cumva gândesc așa, sunt împotriva, știți cum, nu sunt cu noi și atunci sunt împotriva noastră. La sud în general, oamenii îi urăsc pe cei de aici pentru modul în care au gestionat lucrurile cu Găgăuzia. Știți că am fost și în sud, am fost și la Comrat, am fost și la de la Cimișlia în jos. Și oamenii zic, domnule, cum să vă spun eu, nu găgăuzii. Îmi spun oamenii care vorbesc limba română, care sunt pro-europeni. Zice, domnule, dar de ce a fost nevoie ca să emit o lege care la sfârșit s-a declarat, s-a văzut că e și neconstituțională, care să vizeze fiscalitatea pentru găgăuzii? Mm. Nu, oamenii nu pot să înțeleg această prostie, această incompetență, această, vedeți, deci s-au ostilizat și noi avem regiuni care, iată așa, sunt într-o tensiune enormă și gata să produc ceva. Eu tare, tare mi-e frică să nu se întâmple ca și după anul 2014. Acum, când îi cânește, o să-mi tot spună una și alta și o să-i voteze oamenii, dar după asta o să le pară rău și o să iasă în stradă. Ca să nu fac propagandă, ca să nu fac campanie electorală. Eu pur și simplu vă amintesc ce a fost atunci. Și ideea este să nu mai călcăm pe aceeași greblă. Analizați, oameni buni, nu vă mai lăsați păcăliți cu televizorul. Pentru că dacă te uiți la... Eu n-am mai apărut la televizor, Moldova 1, n-am mai fost la Moldova 1 de 3 ani de zile. Acolo participă doar președintele, premierul și astea. Dar plătiți, Moldova 1 e plătită din banii contribuabililor. Eu, ca să fac campanie acolo la Moldova 1, îmi cere 900 de euro pentru un minut. Vă dați seama ce e asta? 900 de euro. Eu am spus, domnule, mai bine eu ajut niște oameni. Mai bine am să ajut niște oameni nevoiași, iată mai ales după aceste nevoi, decât să mă duc acolo să... Da, o să avem mai puțină vizibilitate. Dar asta este televiziunea națională. Când noi am spus, eu am fost acolo și am protestat pe timpul lui Plahotniuc, când avem, da? Și am luat-o și pe Maia Sandu cu mine. Vă amintiți cazul când am mers în dealul Schinoasei? Cei de la guvernare, când erau în opoziție, spuneau una și era drept, era corect, democratic, civilizat. Și acum fac exact ce făcea Plahotniuc și oligarhii. E tristă situația din țară, e cu totul altceva decât ni se arată la televizor. Asta este adevărat și trebuie să ținem cont de asta. Ultima despre aceste semnături. Dar, întrebați și eu am să vă spun ce vă despre. Știți că sunt niște zvonuri pe la Chișinău, că unii sau alții totuși nu vor ajunge la linia de finish și nu vor fi înscriși în cursă, pentru că s-ar presupune că foarte multe semnături vor fi declarate nevalabile, din vari motive. Sunteți sigur că ajungeți în buletinul de vot? Domnule Gunță, în țara în care trăiesc eu, de nimic nu pot fi sigur. Credeți-mă. Luați orice situație și veți vedea. Eu fac tot ce îmi stă în putere ca, așa cum am obișnuit oamenii, să împlinesc numărul necesar de semnături, să-l duc la instituția statului și instituția statului să-mi valideze acele semnături. Ceea ce pot spune despre mine și despre echipa mea, că am făcut un lucru enorm, dar absolut un lucru uriaș. În condițiile actuale legislației, când tu trebuie să mergi la fiecare pe acasă, să iei buletinul, fiecare să scrie, deci s-a instituit această regulă de mult, că fiecare cetățean trebuie să-și înscrie în listă cu mâna sa proprie. Omul se află la niște munci și îți spune, domnul Gonța, scrie mă ta acolo, eu am să mă elibim și am să semnez. Uh-huh. Și tu, până la urmă, știți cum, ai de ales. Ori îl aștepți, scrii tu, ori aștepți să eliberezi, așa mai departe. Și pe urmă să semnezi. Slava Domnului că în 2022 legislația a fost modificată și deja din categoria cauzilor care invalidează semnăturile, nu mai este și faptul că nu a fost colectat tocmai de colector. Dacă până în 2022 erau invalidate cele care erau completate de colector, acum, în 2022, 24. În 2022 s-a făcut modificarea. Așa. S-a făcut modificarea. Aha. Și acestea nu mai este motiv pentru anularea acestor semnături.
Sper că Comisia Electorală și instituțiile statului vor pune în aplicare această normă, pentru că dacă nu o să o pun în aplicare, va trebui să mergem în instanță de judecată. Dar eu vorbesc acum despre de o chestie ipotetică. Procesul a fost, pe de o parte, a fost ușurat, dar mă tem să nu fie doar pe hârtie. Amintiți-vă cum oamenii au votat la referendum, parcă nu, în 2019, da? Și toată lumea s-a bucurat, vom avea doar 61 de deputați. Și din 2019 până acum au trecut 5 ani de zile. Și parcă nu sunt cei de acolo, nu sunt Plahotniuc, nu sunt alții la putere, Șor, Dodon, dar sunt ai noștri, care au promis că mai important decât votul popular nu este nimic. De ce n-au implementat până acum? Vă spun eu. Pentru că ar pierde 40 de locuri călduțe pentru cine? Pentru niște anonimi. Uitați în Parlamentul Republicii Moldova. Mai ies câte unul și mai trage așa câte o porcărioară de asta legată de biserici și apoi altul iese cu aeroportul și așa mai departe. Numai așa îi cunoaștem. Dar să-i fi cunoscut noi pentru niște lucruri importante făcute în trecut, pentru niște isprăvi bune pentru oameni, pentru niște proiecte foarte bune de lege. Nu. De asta spun. Legat de semnături, procesul trebuie ușurat, pentru că asta înseamnă acces la democrație. Asta înseamnă să poată participa în aceste procese și oamenii care nu au bani, nu au televiziuni, nu au primari, nu au resurse administrative. Înțelegeți? Pentru că ați văzut, unii dintre ei au rezolvat repede, cu resurse administrative, cu, da? Sigur că dacă ai 50-60 de primari, te ajută. Uh-huh. Dar trebuie să te gândești și la alții. Pentru că nu poți să-i păstrezi doar pe ceiași ani și ani de zile. Poate că e bine să mai schimbăm ceva. Poate că e bine să vină cineva care are capacități să livreze niște rezultate, dar nu are resursele pe care le au ceilalți, care nu au capacități să livreze rezultate. Și avem dovada acestui lucru. Domnul Stasă, noi începem campania oficială pe 21 septembrie, dar ea se desfășoară la greu, de fapt, din mult ușor, când din decembrie încoace. Avem niște cazuri pe niște licee de la Chișinău. O profesoară a fost înregistrată cum face propagandă pentru referendum, pentru PAS, doamna Maia Sandu. O altă profesoară, propagandă diferită la 180 de grade. Cea care era anti-PAS și anti-Maia Sandu deja a fost zburată din liceu, cu cealaltă încă nu se știe care este soarta. Poate copiii trebuie să-i lăsăm să învețe, să facă carte. Vă amintiți dumneavoastră când a fost o directivă și a apărut în spațiu public, un fost premier și eu am reacționat atunci și am spus că este inadmisibil să faci propagandă în instituțiile de învățământ. Rămân la aceeași idee că nu este corect, fiind la guvernare, să folosești instituțiile și să folosești oamenii din aceste instituții în scopurile tale politice. Trebuie susținut o idee și noi ca și persoane fizice, ca și politicieni, ca și lideri de partide, avem nu doar dreptul să facem asta, dar chiar și obligația să o facem. Dar respectând regulile sau actele normative, dar și un pic de morală. Legat de cazurile dumneavoastră de care vorbiți dumneavoastră, și unii și alții n-ar fi trebuit să facă propagandă acolo. Dacă au făcut, și pentru unii și pentru alții, legea trebuie să fie aceeași. Ori cu duble standarde, nu vom face niciodată regulă în țară. Nu vom face ordine în țară cu acte ilegale, cu acte imorale. Eu vă pot da cu duiumul ce se întâmplă în momentul de față. Deci ne batem cu televiziunile încălcând legea. Păi dacă te bați cu televiziunile, și eu sunt sigur că sunt anumite televiziuni care chiar trebuie închise, dar asta trebuie să o faci așa cum spune legea. Trebuie să te duci într-o instanță de judecată, instanța de judecată să vadă dacă o greșit și să o închidă. Nu poți să-ți faci comisii politice cu care să te războiești cu oponenții politici, cu presa care nu-ți convine, cu presa care te critică. Nu poți să-ți faci comisii să te războiești cu niște judecători care nu-ți plac ție, niște procurori care nu-ți plac ție. Nu, trebuie să o faci strict după lege. Tot ce se întâmplă astăzi cu implicarea străinilor aici, cu implicarea factorului politic în procesul de gestionare a lucrurilor din justiție, este neconstituțional, este ilegal. Și bineînțeles că într-o bună zi cineva va profita de asta. Cum? Fie îi vor sancționa pe cei care au procedat astăzi așa, iar de pe urma aceasta vor avea de pierdut oamenii, contribuabilii, pentru că toți cei care au de suferit acum de aceste practici vor solicita bani de la stat.
Pe de o parte. Sau cei care vor veni vor spune, da, aceste precedente nouă ne convin. Ăștia i-au dat pe ei noștri afară, las că noi îi primim înapoi. Dar de asta îi dăm noi pe lor afară. Ori justiția nu poate fi a mea sau a dumneavoastră. Asta le-am cerut eu actualilor. Domnilor, nu schimbați stăpânul la justiție. Hai să reformăm justiția. Hai să vedem ce avem noi bun. Am selectat acolo, am găsit noi o formulă, da, corectă ca să selectăm tot ce este bun în sistem. Hai să mai atragem oameni noi. Hai să mai atragem și oameni cu experiență care pot să vină și au dorința să vină în sistem, dar n-au putut să participe, n-au putut să acceadă din cauza oligarhilor, din cauza intereselor dinainte. Da? Și hai să facem o justiție corectă pentru toți. Scumpă, noi, o justiție ieftină nu va fi niciodată bună, corectă. Hai să o scumpim așa cum se întâmplă în Marea Britanie, de unde m-am întors recent, hai așa cum se întâmplă în Statele Unite ale Americii, în Germania și așa mai departe, dar trebuie să o facem, să o scoatem de sub controlul politic. Merg prin țară. Oamenii îmi spun cu text deschis. Domnule Stasi, pentru ce am stat noi în stradă? Pentru ce am muncit noi? Ca să avem, nu spuneam noi că vrem un procuror general liber, vrem o justiție corectă. Pentru ce am stat? Ca doar să-și schimbi stăpânul justiția. Înainte era, îl controla Plahotniuc, acum îl controlează stăpânul cu Recean și cu Maia Sandu câteodată. Atunci când nu-i convine să înduță, o judecătoare să înduță, care o criticat-o pe dânsa și pe Litvinenko. Cazul ăsta cu Berdilo. Da? Este strigător la cer. Atâta cinism. Nu poți să pui, domnule, și iată, pui niște miere și niște dohot. Și spui, domnule, e dohot. Apoi, da, ăsta e dohot, dar nu le punem împreună. Hai să ne clarificăm cu Derdilo. Ce-a făcut ea? A făcut asta, 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 asta. O dăm afară. Hai să ne clarificăm și cu asta. Ia să vedem noi ce-a făcut ea. O dăm afară sau nu? Avem motive să o dăm afară? Nu. Derdilo a anulat niște alegeri. Din punctul meu de vedere, trebuia determinat cu această judecătoare în sistemul judecătoresc încă 4 ani în urmă. 4 ani de zile această doamnă a primit bani de la stat. Bani de la contribuabilii noștri. Același lucru s-a întâmplat cu acești alți judecători. Toată această perioadă, mulți dintre ei nici n-au muncit. Ei au stat. Se duceau la lucruri, ne-au acasă, sau unii nici nu se duceau. Banii o să primească. Cine răspunde pentru asta? Dumneavoastră, înțelegeți câte costuri avem din cauza incompetenței actualei guvernări în frunte cu actuala președinte? Oamenii ăștia nu știu ce înseamnă separația puterilor în stat. Un lucru foarte grav. Eu nu știu cum să mai explic. Eu mă întâlnesc cu studenții cărora le-am dat filozofia dreptului, le-am dat dreptul internațional, dreptul constituțional, teoria generală a dreptului și mă întreabă, domnul Năstase, dar ne-ați vorbit despre separarea puterii în stat. Cum Dumnezeu, la ce să ne așteptăm noi dacă acest lucru este încălcat de președintele țării, este încălcat de cei de la CSM. Cei de la CSM deja ne spun cu text deschis, este un domn acolo care ne-a spus, domnule, justiția nu trebuie să fie privită ca o autoritate independentă. Trebuie să comune, să colaboreze. Domnule, sunteți sănătoși la minte? Deci, iată niște absurdități. Și noi mai avem în continuare încă oameni care își fac cruce la icoana Maia Sandu. Băi, fraților, terminați odată să trăiți pentru Maia Sandu, pentru Petrescu, Georgescu. Hai să trăim pentru noi. Hai să încercăm să aducem țara noastră la niște standarde normale. Că sunt standarde europene sau sunt standarde occidentale în general. Sau hai să ne gândim la Singapore. Hai să ne gândim la state care au reușit la modul practic. Nu prin idoli. Tu degeaba astăzi te închini lui Maia Sandu. Dacă ea nu reușește, domnule, să ai toată guvernarea și să nu poți să te clarifici cu niște bandiți care se află prin străinătate și chipurile să încurcă ițele aici în Moldova? Ce vei face când nu vei avea toată guvernarea? Încercăm să aflăm răspuns la întrebarea asta după câteva clipe de publicitate. Vă rog, publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamne Stasă, noi vorbeam înainte de publicitate, inclusiv despre propagandă. Tocmai de asta vreau să vă întreb ceva. Noi am citit astăzi o știre care sună în felul următor. Guvernul Moldovei a cheltuit peste 9,4 milioane de lei pentru desfășurarea campaniei de informare Europa pentru tine, care are scopul de a familiariza cetățenii cu parcursul european al Moldovei. Cele mai mari cheltuieli au fost destinate publicității televizate și panotajului stradal.
resursele fiind alocate din bugetul Cancelariei de Stat, potrivit informațiilor oferite pentru Agora de către reprezentanții guvernului. Dumneavoastră ne spuneați că mergeți zi de zi în localitățile Moldovei, vorbiți cu oamenii, dar subiectul ăsta este abordat de către oameni. S-a meritat investiția de 9,5 milioane de lei? Nu în mod particular. Oamenii vorbesc despre tot, la modul general, ei vorbesc despre pădure, nu vorbesc despre niște copaci. Că aici s-au dat niște milioane, că aici s-au dat niște miliarde. Oamenii spun, domnule, din toată această propagandă, din tot acest PR, cu cine alegem noi? Să-mi amintesc exact, cred că era la Crivuleni. Cred că la Crivuleni era cineva care ne-a spus, domnule, pro-european, mai mult decât atât, este un doctor, este un medic, unionist, pro-european. Spune, domnule, eu am fost, știți că am fost în permanență cu PAS, dar un lucru nu înțeleg. De ce să cheltuim noi atâția bani pe PR, pe propagandă, pe flyere, pe gazete, pe postări la televizor și mai departe, dacă mai simplu ar fi ca cei care astăzi se află la guvernare să muncească ceva mai mult. Da, poate să le dai și niște salarii în plus, domnule. Nu contează. Dar să muncească mai mult, pentru că mai bună propagandă, spune domnul doctor, decât a munci și a face mai mult reformă, pentru a face mai mult în reformă justiției, în economie, lupta cu corupția. Pentru că știi că sunt un om care m-am bătut cu corupții, m-am dus contrabanda, unde am dus-o la cel mai jos nivel. Și spune, domnule, dacă ei ar face lucrurile astea, asta ar fi cea mai bună propagandă. Ar vota pentru Uniunea Europeană și pentru și oamenii care astăzi se închină la Șor, și cei care se închină lui Igor Dodon, și cei care, iată, acum mai puțin, dar au alegerea Stoianovului. Toată lumea asta s-ar înregimenta dacă ar vedea că cei care se află la guvernare, cei care pretind că sunt pro-europeni, fac ceva pentru oameni, ceva mai mult. Dom'le, decât că a fost anterior. Ne-au spus că prețurile la energie sunt scumpe și noi, atunci, nu? Ne spunea că sunt scumpe și ei o să vină și o să facă prețurile la energie mai mici. Aveam de 6 ori mai mult decât în Ucraina. Avem cel mai mare preț la energie din sudul Europei, din sud-estul Europei. Da? Dacă se făceau niște negocieri normale, dacă se implica diplomația noastră, dacă se implicau partenerii noștri și aveam niște rezultate mai bune pe domeniul ăsta, sigur că s-ar fi mers încolo. Atâta timp cât nu se face chestia asta, oamenii se întorc în partea cealaltă. Se întorc către est, se întorc către resursele de acolo. Le-au închis cardurile astea. Poate că e o chestie bună, dar dă-le ceva în schimb oamenilor. Mă sună oameni din diaspora noastră, de la Moscova, din alte părți. Dom'le, noi suntem aici niște sute de mii, ce să facem? Dacă mă sună, că mă sună. Am fost la Sângerei. Am fost la Sângerei și am nimerit la o clacă. Știți, eu eram cu strânsul semnăturilor, oamenii erau cu strânsul poamei. La Sângerei. Chiar în Sângerei, chiar am postez fotografia asta și am să vă spun ce îmi spunea o familie de acolo. Zice, domnule, eu înțeleg politică, chestii, dar noi suntem încă acolo, vreo 100 și ceva de mii suntem acolo. Noi avem o anumită comunicare, noi nu avem altfel cum să transmitem banii acasă. Deci trebuie, dacă tu ai scos varianta asta sau soluția asta, dă-i altă soluție omului. Ajută-l, pentru că și e 150 de mii sau 200 de mii, cât o fi, Dumnezeu știe. Și eu sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Ai o atitudine bună față de ei. Cu diaspora din partea asta la altă. Nu-i mai păcăli, domnule, cu diplome și cu povești din astea. Iată, îmi scrie cineva de la Chicago. Zice, domnule, am avut acolo, avem eu și un festival și ca să vezi mașini cu inscripția Maia Sandu pentru Moldova. Și oamenii sunt consternați. Zic, domnule, dar de când? 4 ani de zile eu tot îmblat prin Europa și nu știu ce, și acum deja e pentru Moldova. Oamenii sunt consternați. Pentru Moldova, asta atâta dispută s-a făcut. Noi cu toții suntem pentru Moldova. Ne batem pentru un slogan sau muncim pentru Moldova. Despre asta este vorba. Revenind la întrebarea dumneavoastră, niciun PR mai bun decât activitatea. Ce ai făcut, domnule, la Ministerul de Interne? Băi, Năstase, ce ai făcut din tot vorbește atâta? Și eu vă spun. SPIA a devenit unul dintre cele mai de temut instituții anticorupții la acel moment. Dosarul cu turcii, reluat de SPIA. Dosarul Șor. Șor a fost pus pe radarele internaționale de Ministerul de Interne, de Interpol și de SPIA. Și multe, multe altele. Ce s-a transformat astăzi SPIA? Într-o bâtă. Am scos de acolo poliția politică. Dom'le, toată lumea știa că poliția politică în Republica Moldova afectează și pe jurnaliști, și pe ambasadori, și pe politicieni, și pe societatea civilă. Toată lumea a ușurat atunci. Poliția politică e la loc.
Contrabanda. În acele 4 luni de zile, oameni buni, controlați-mă, verificați-mă. Contrabanda a fost dus la cel mai mic nivel. Poți să strângi în gura mare. Europa, Europa, Europa. Dacă contrabanda va crește, cum crește acum de la un an la altul, cu 50%, noi să intre, domnule, niciodată în Europa. Uitați-vă ce se întâmplă cu România, cu Schengenul, cu da? Ce atâta ne aburiesc, domnule? Trebuie făcut de lucrurile acasă. Nu o să le facă nimic pentru noi. Contrabanda la cel mai jos nivel. Amintiți-vă de accidentele rutiere. Domnule Gonță, dumneavoastră sunteți șofer? Da. Mergeți? Da. Dumneavoastră uitați-vă câte accidente rutiere sunt în momentul de față. În perioada scurtă de 4 luni de zile, accidentele rutiere au scăzut cu 5,4%. La televiziunile controlate de ei, vă amintiți ce spuneau? Dacă era călcat un câine, tot din ăsta era călcat. Și multe, multe altele. Vă pot da multe statistici, structuri criminale demantelate. Și nu neapărat erau prezentate la televizor. Eu nici nu mă uitam, nu mă interesa. Doamne, să prindă șoareci, știți? Nu mă interesa cât de frumoasă pisica. Mă interesa să prindă șoareci. Iată, eu asta zic că trebuie să fac acum. Uitați-vă la Ministerul de Interne. Cu tot respectul pentru acest domn ministru Iefros. Cu tot respectul față de el pentru trecutul lui, pentru faptul că este genist, pentru că, da? Dar nu are nicio treabă cu Ministerul de Interne. Iar spui un secretar de stat, un om din al 70-lea pe listă în Parlamentul Republicii Moldova, domnule Gonță, chiar e strigător la cer. Eu n-am acceptat politic în Ministerul de Interne, oameni foarte buni, domnul Constantin Boieșteanu, fost director la Academie, are o experiență așa mai departe. Domnule, nu am acceptat pentru că eu am vrut chiar instituția aceea să o depolitizăm. Merita. Și poate că era bine dacă venea acolo. Dar am făcut tot posibil ca instituția să fie depolitizată, să nu slujească un partid, să nu slujească un guvern, mai ales Ministerul de Interne, să slujească întreaga țară. Uitați-vă în perioada actuală. Și armata, și Ministerul de Interne, și toate structurile, întâi de toate IGSU, trebuiau implicate în acest proces. Ce se întâmplă? Îi vedeți dumneavoastră cumva conjugând eforturile între ei? Nu. Eu nu văd. De asta, prin muncă, prin activitate, prin ceea ce lași în urma ta, e cel mai bun PR. Iar dacă ei au hotărât să cheltuie milioanele, eu am spus ceva mai înainte și vă spun și dumneavoastră în momentul de față, în calitate de președinte, voi dispune realizarea unui audit cu privire la toate deciziile care au fost luate până la ei și de ei inclusiv. Pe tot ce înseamnă cheltuirea banului public. Și când vorbesc aici de banul public, mi-amintesc că datoria de stat în Republica Moldova a crescut în perioada actuală cu vreo 3 miliarde, aproape 3 miliarde de lei, nu-i așa? Atenție că asta e agitație electorală. Nu e agitație electorală. Asta voi face. Asta ar trebui, atunci ca să nu spun că voi face eu, asta trebuie să facă orice președinte. Pentru că este timpul, și aici voi cita-o pe doamna Sandu, ca cetățenii Republicii Moldova să știe cu ce s-a ocupat președintele în ultimii săi 4 ani de mandat. Ce s-a ocupat guvernul, care sunt costurile pe care le-am plătit noi cetățenii, ce am avut de câștigat din toată chestia asta. Avem o economie mai puternică după 4 ani de zile de guvernare PAS? Eu cred că nu. Avem o justiție mai reformată? Nu. Avem lupta cu corupția pe adevăratele? Nu. Pentru că corupții stau la masă cu președintele, corupții împart la masa premierului, împart contrabanda în Republica Moldova, contrabanda crește de la un an la altul cu 50%. Domnule Recean, cine controlează contrabanda în Republica Moldova? Cine se înfruptă din aceste crime? Știți cât pierde Republica Moldova? Miliarde. Doar într-un an 685 de milioane. Au calculat experții, că nu mă pricep eu la toate. 685 de milioane de lei. Știți ce ar însemna asta? Asta ar însemna pensii. Asta ar însemna alocații pentru copii. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de ce în România se poate să aloce alocații pentru fiecare lună copiilor și în Republica Moldova nu se poate? De ce cetățenii moldoveni cu cetățenii români trebuie să fugă la București, să facă acte, să facă nu știu ce... Să întindă mâna până la urmă. Eu sunt cetățean român. Eu mă mai descurc. Dar unii chiar nu au cu ce zic. Și eu ca și fac. Eu
Nu accept chestia asta, pentru că până la urmă noi nu prea contribuim la bugetul României, nu? Hai să recunoaștem. De ce ne puneți în situația asta? De ce nu dați acasă? Nu mie, la toată lumea. N-avem bani. De fiecare dată n-avem bani. Păi n-avem bani pentru că voi împărțiți contrabanda între voi acolo. Trei băieți de dobă împart contrabanda în momentul de față. De la guvern și de la parlament. Și unul dintre ei este protejat de structuri europene. Oho, acuzații grave. Nu pe tema contrabandei. Este un protejat al instituțiilor europene. Mă întreba o jurnalistă să dau nume. La ce folos? Am dat pe timpul lui Plahotniuc. La ce m-a ajutat? Acum fac dosarul și o să vină timpul când o procuratură, un procuror liber, să vă ocupa și de ei, așa cum s-au ocupat și de cei care au dus profesorii turci de aici, de cei care s-au ocupat înainte de contrabandă și așa mai departe. Dar, vă spun, eu nu am întâlnit, iată în câți ani am eu așa, eu atâta incompetență n-am întâlnit până acum și atâta aroganță și atâta lipsă de bun simț, dacă vreți. Pentru că de aici ne se spune că ei sunt pro-europeni, ei sunt reformatori, ei sunt... Dar de aici înflorește totul, domnule. Corupția înflorește, ne spun instituțiile internaționale, nu spun eu sau dumneavoastră sau cetățenii. Putem să nu-i credem cetățeni, deși ei asta sunt pe pielea lor. Dar ne spun importante instituții străine, inclusiv Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, inclusiv Freedom House, inclusiv Amnesty International. Și ăștia spun că n-au corupție, domnule. Și apoi mai vine un politician de prin Europa și spune, domnule, dar nouă ne pare că lupta cu corupția chiar e mai bună decât credem noi. Acum în alegeri. Eu l-aș întreba pe cel politician sau pe cel funcționar din Europa, dar n-ar vrea el să vină să trăiască de aici. Ca cetățean simplu, nu ca funcționar, nici de acolo, nici. Ca cetățean simplu să vadă care sunt efectele reformei în justiție, care sunt efectele luptei cu corupția aici. Chelișica lui sunt el. Încă ceva despre, în contextul în care ați fost ministru de interne. Cazul Interpol, ăsta a fost un scandal de ordin mondial, european cel puțin. Este grav, domnule. Trebuia să cadă ministru, trebuia să cadă. Sigur că da, problemele se trag mai vechi, să nu credeți. Problemele sunt mai vechi. Problema este că aici nu ai noștri au descoperit. Au descoperit străinii, francezii și americani. Și niciun cap, nimeni nu cade. La țară e stat pe băiatul de acolo. Dar ceilalți, mari, mahări, unde-s? Dar în cazul cu împușcatul de la Rășcani. Dar în cazul cu aeroportul, când au murit niște oameni. Domnule Gonță, ne cunoaștem ceva timp. Și rog și pe cei de acasă. Faceți un exercițiu. Doamne ferește, îmi fac cruci. Dacă se întâmpla în mandatul meu de ministru, asemenea porcării, Doamne iartă-mă, asemenea lucruri grave, eram răstignit. Crucea aia pe care s-a strălat un ministerul de interne. Pe ce i-au dat-o jos, dar găsă-i altceva. Înțelegeți cum, dumnele standarde, dumnele, ai băi, oprește-te. Dacă vezi că nu faci față, dă-l afară, găsește unul din afara partidului. Nu există un partid în Republica Moldova care să furnizeze un număr suficient de funcționari, de oameni de calitate care să livreze rezultate. Nu. Și atunci apelezi din alte parte. Dom'le, la agricultură este mai bună, iată băiatul ăsta care a fost din platforma DA sau din PRD sau din altă parte. Dă, dom'le, să-l atragem aici, dă să facă performanță. Cum vă spunea, șoareci prindă. Nu contează culoarea, nu? Dă, dom'le, aici la economie, nu suferă mitică, nu suferă mitică laiba. Doamne, iartă-mă, dar nu, asta nu e economie. Mitică, vezi acolo că poate mai faci un restaurant, mai faci ceva, mai cu trolii mai ocupi, mai vezi. Nu merge. Cu tot dragul față de Mitică, e un băiat bun. Duceți-vă la oricare alt domeniu. Vorbiți cu medicii. Același lucru. Vorbiți cu agricultura, nu mai vorbesc. Am impresia că Vlad Bolea, da, așa, da. Nici el nu e bucuros că e pus acolo. Nu știu. Dar să aștepți atâta timp, îți spun fermiere, dați-ne, fraților, să facem ceva, hai instituiți starea de urgență. Și după atâta și atâta timp, spui că da, trebuie de stare de urgență. Acum o să dea pe ploi, o să dea vina de toate. Și eu înțeleg, numai că ploile nu pot acoperi incompetența, ploile nu pot acoperi corupția, ploile nu pot acoperi probele, nu pot spela toate probele în drumuri făcute prost, și din care s-au furat bani. Nu pot. Toate ploile de pe lume nu o să acopere incompetența
și corupția instalate la nivelul cel mai înalt în Republica Moldova. Președinție, guvern și instituțiile care le sunt sub acest. Doamna Stas, toate spusele dumneavoastră de la începutul emisiunii încoace pot fi contrazise cu lejeritate de către un poșt, nu știu dacă s-au numesc chiar fenomen, dar un proces care a loc în ultima vreme în capitala țării noastre. La fiecare două zile vine cu un mare demitar din vest și tare ne mai laud, mai mult decât atât. Vreau să vă spun că săptămâna asta la Chișinău vin 65 de oficiali deodată, la un loc, în aceeași zi. Ei vor participa la 5-a ediție a platformei de sprijin pentru Moldova. Platforma asta fiind inițiată de către Germania, Franța și România. I-ați întrebat pe oameni, hai să-i întrebăm pe aici de la Chișinău, pe cei de la țară nu îi afectează. Dar pe cei de la Chișinău, i-ați întrebat ce se întâmplă când vin acești oficiali și mai ales atât de mulți. Tot Chișinău a fost paralizat în ultima perioadă de timp, pentru că au venit unul, au venit altul, Luxemburg, chestii și mai departe. La cine ajută? Noi știm că avem tot sprijinul. Nu trebuie să mai spuneți fraților odată. Și nu e despre ei vorba. Să știți, acești oameni n-ar veni încoace, pentru că ei înțeleg foarte bine că trebuie să plătești pentru asta. Costurile suportă Republica Moldova. Numai să-l aduci la aeroport până aici, ai niște bani, nu-i așa? Dă-i, domnule, la un necăjit după aceste interpelări. Fourchette-ul și ce mai iau pe acolo, costă niște bani. Dă-i la un orfelinat. Altfel trebuie văzute lucrurile. Noi avem tot sprijinul european. Noi avem tot sprijinul american pentru accederea în Uniunea Europeană. Dar ei nu au să vină aici să ne facă treburile noastre. Și ei vin în momentul de față tocmai pentru că sunt chemați. Maia Sandu, dragă Maia, ne cunoaștem de ceva timp. Dom'le, oprește-te. Doamna Sandu, oprește-te. Toată Europa te susține, doamna Sandu. Toată America te susține. Nu mai trebuie făcută dovadă la acest lucru. În același timp, am fost în America, am fost în Marea Britanie, am fost în Germania, am fost în Franța, am fost la Bruxelles. Toată lumea așteaptă că după acest imens suport pentru voi, întâi de toate, și pentru poporul Republicii Moldova, voi să mai faceți ceva. Reformă, lupta cu corupția, economie funcțională, educație de calitate și accesibilă, pentru că degeaba o ai de calitate dacă nu o faci accesibilă pentru cetățeni. Și invers, degeaba este accesibilă dacă este de proastă calitate. Învățământ ca lumea, asta se așteaptă oamenii de acolo. Ei nu o să te refuze. Ei o să spună, noi facem acum platformă, veniți domnule președinte a României, veniți domnule președinte a Cutare, veniți funcționari de acolo. Ei vor veni. Pentru că îi inviți, pentru că așa e corect, pentru că diplomatic. Și, da? Dar tu, ca și președinte, tu ca și capul unei familii, spre exemplu, ce faci tu? Păi frate, tu nu ai și pune la tine pe masă, nu ai și pune la copiii tăi, nu ai și pune la părinții tăi, la bunicii tăi, ai și pune. Și tu îți chemi oaspeți, tu îți faci hram în fiecare săptămână. Eu vă întreb, așa funcționează un președinte de țară? Dom'le, eu așa mă uit, ca într-o familie. Măi, Marian, ia vezi tu ce nu-ți ajunge ție. Andrei, da, ție? Ele? Ție? De ce-ți trebuie? Păi eu întreb asta. Măi, asta o mai răbda noi. Hai noi acum să vedem că facem un hram. Facem un, nu știu. Așa se procedează. Hai, domnule, ne-am clarificat. Spunea chiar un analist politic, spunea, domnule, tot despre vizitele astea. Indiferent, poate să vină și președintele Statelor Unite. Actualul sau cel care va veni. Nu mai contează. Deja e plin. Iată, paharul ăsta e plin. Gata, noi știm. Actuala guvernare are sprijinul european și american. Nu da pe alături. Da? Atât în cap în paharul ăsta. Hai să mai facem și altceva. Hai să vedem bunele practici ale europenilor în domeniul combaterii corupției. Dar bunele practici. Nu Albania, domnule. Au ieșuat cu vetingul și prevetingul în Albania și în Ucraina și tu l-aduci în Republica Moldova. Haideți să vedem, domnule, cum a făcut-o Singapur. Hai să vedem cum a făcut-o nemții pe timpuri. Hai să vedem cum a făcut-o Marea Britanie, acolo unde eu consider că este una dintre cele mai înalte justiții din lume. Da, acolo am muncit împreună cu alți avocați. Acum m-am văzut când am fost la Londra, m-am revăzut cu mulți avocați de acolo, cu businessmani, cu oameni de afaceri, care ne spun, băi, fraților, voi ratați o oportunitate acolo, sunteți o mână de oameni. Pe cu 10 judecători de-a noștri, noi v-am rezolvat problema. 10-15 judecători.
Și voi și tot vă chinuiți. Când vorbeți despre vetting, eu spus, voi sunteți sănătoși la minte. Care vetting, domnule? În Albania o eșuat. Ce propuneți voi? Propuneți proiecte eșuate. Dar știți la ce m-a dus gândul atunci? Și chiar cu ei spuneau, dar poate asta e interesul guvernării. Ca să ieșuați în ceea ce se întâmplă, ce înseamnă reforma justiției. Ca băieții care au acces la contractele cu statul să poată fura liniștit. Să nu fie afectați de Procuratura Anticorupției, de Procuratura Procuratorii Specializate și mai departe. Da? Iată care e problema. Așa că venitul poate să vină, uitați-vă, sunt 82 de milioane de nemți. Era o poveste dată în Germania, chiar spuneau, tot în campanie electorală, spuneau, atât de gogonată era miciuna, că spuneau că mușa să vină în Germania, mai mulți turci decât erau în țara lor. Știți, nimeni nu-și punea problemă că o să... Da? Putem să exagerăm un pic, nu? Să vină, domnule, toată Europa aici. Nu ne ajută cu nimic. Dacă noi nu o să ne facem temele acasă, dacă noi nu o să facem lucrurile care trebuie să le facem, că nu o să vină guvernul german să-ți facă reforma în justiție, nu o să-ți vină guvernul britanic sau... Nu. Tu aici acasă, prin specialiștii pe care îi ai, prin specialiști și experți din străinătate, dacă de calitate, nu poți să aduci unul care a fost anchetat în țara lui de origine sau pe alte părți, să-l aduci aici să-l pui ca etalon de integritate, de moralitate, de... Nu? Nu mi se pare normal. Dar ceea ce mie nu mi se pare normal pentru doamna președinte și pentru guvernarea sa este o normalitate. Pentru mine e normal să luăm acum câteva clipe de publicitate. Vă rog, după care revenim, publicitate doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Am vorbit noi despre frații noștri de la Bruxelles și nu doar, domnule Anastase, înainte de publicitate. Tocmai de asta vreau să vă întreb. Care este decizia finală, irevocabilă, care nu poate fi supusă niciunei căi de atac a dumneavoastră în privința plebiscitului de care are loc în aceeași zi cu alegerile prezidențiale? Eu am spus legat de acest plebiscit. Au făcut tot posibilul ca în calitate de candidat independent să nu pot face ceea ce pot face partidele și blocurile politice. Adică potrivit legislației, eu nu am voie să mă înregistrez ca persoană care să fac sprijin sau să nu acest referendum. Din păcate, referendumul este folosit de actuala guvernare în interes personal și politic, a Maia Sandu și a partidului său. Din păcate, modul în care îl tratează și stabilirea acolo că tratatele europene vor putea fi acceptate cu 51%, eu n-am o problemă să fie acceptate. Dar ce vor face ceilalți când vor veni la putere? Când ăștia vor pleca la putere, vor spune, avem precedentul aici, hai să-l aplicăm și în altă parte. Da? Bă, nu te joci, iarăși, nu știu dacă e incompetență, pentru că cred că e și irresponsabilitate. Acest exercițiu important al democrației, care se cheamă referendum, trebuia tratat întâi de toate cu responsabilitate. Știți ce ar fi însemnat asta? Ar fi însemnat întâi de toate să ajungi, să aduni la aceeași masă tot ce înseamnă politic. Partide politice, blocuri, politicieni, lideri politici, să-i pui pe toți la o masă și să-i convingi de la înălțimea președinției, la guvernul și a celor care astăzi sunt la guvernare, că asta este calea corectă. Și nu era atât de greu. Nu era atât de greu pentru că în trecut cei mai importanți actori politici au fost de partea acestui deziderat. Așa este sau nu? Toți, fără excepție. Bun, nu vorbim de Șor acum, că el nu a fost și nu este un factor politic. Vorbesc acum cu act în regulă, nu? Da. Acum, doi, după ce ai realizat acest consens politic național, vezi cum au procedat alte state. Și eu nu mă duc prea departe. Știți cât îmi este de drag România, practicile de acolo. România a stabilit că va accepta tratatele europene cu o majoritate de 2/3 în Parlament, cu o majoritate constituțională. Republica Moldova acceptă cu 51%, prin lege organică. Juriștii știu despre ce vorbesc. Ori așa ceva mi se pare hazardant. Pentru că, repet, asemenea precedent va putea fi folosit de ceilalți în alte scopuri, ceea ce nu este bine.
Ca să nu mai vorbesc acum despre vulnerabilitatea acestui referendum. Eu nu sunt sigur. Dumneavoastră sunteți sigur că trece pro-integrare? Eu nu sunt sigur. Nu sunt sigur, pentru că văd discuțiile, văd la nord. Pe oamenii sunt împotriva, nu sunt împotriva integrării europene. Vă spun eu, fermierii noștri nu sunt împotriva integrării europene. Modul în care sunt tratate lucrurile îi deranjează. Am văzut și la sud. Un fermier chiar a ieșit și a spus, domnule, eu nu sunt împotriva integrării europene, dar nu accept ca să vină de la Chișinău o directivă ca toți consilierii să semneze, să subsemneze și să spună că e așa. Iar dacă n-ai semnat, spui, domnule, eu mă mai gândesc, spre exemplu. Gata, s-a pus etichetă, ești pro-rus, ești cu tare, ești cu tancul, aberații. O societate noastră are nevoie de consens, domnule Gonța. Are nevoie de consens. Hai să discutăm. Dumneavoastră beați cafea, dar eu beau ceai. Un pic invers am impresia, nu? Nu, eu cafea. Dumneavoastră coniac, eu, nu știu. Whisky. Whisky, bună oară. Așa. Și noi avem disputa și eu, dar, hai domnule, poate că rezolvăm noi cumva și pe asta. Nu știu cum să... Numai prin consens, numai prin discuții. Nu te ostilizez. Domnule, eu doar eu și mai ales monopolizez. Numai eu beau coniac. Nu știu care ar fi exemplul cel mai potrivit. Nu monopolizez chestia asta. O lărgești. Îți atragi parteneri. Împreună cu acești parteneri îi convingi și cei care sunt ostili acestui deziderat. Ce au făcut ei? Doar ei sunt pro-Europa, ceilalți conservi FSB, rusești și așa mai departe. Unii oaniștii sunt și ei răi, ei au dezideratul lor. Și am văzut niște profesori universitari care, nu neapărat că sunt de părerea lor, nu, dar au altă atitudine. Da. Încearcă să-l convingi și pe el că, domnule, apropierea din Uniunea Europeană înseamnă și apropierea de România și invers și așa mai departe. Deci comunică, găsește compromis, atrage de parte acestui proces cât mai multă lume. Dacă te interesează că acest lucru să se producă, dacă te interesează doar ca tu să-ți scoți niște dividende, atunci, bineînțeles, procedezi așa cum a procedat actuala guvernare. Bun, dar dumneavoastră, ce veți face cu acel buletin pe 20 octombrie? Da, o să-l iau și o să votez pro. Cu scârțâind din dinți, pentru că, iată, este folosit în favoarea cutare. Ei m-au pus în situația asta. Eu nu pot să fiu împotriva integrării europene. Nu pot să fiu împotriva integrării europene, pentru că eu chiar consider că asta este calea noastră. Nu ne putem izola țara noastră. Noi nu putem izola de restul lumii civilizate. Altfel spus, v-au prins în șah. Sau au prins pe multă lume în șah. Dacă nu votez... Foarte multă lume, dar eu voi merge, pentru că sunt mai înrăit așa, mult mai convins decât alții. Dar alții vor spune nu. Eu am foarte mulți colegi în justiție și au spus, Andrei, poate tu faci politică și știi cum, nu vrei să spui la oameni, nu, da? Dar noi suntem juriști. Ne ofensează în inteligența noastră, în gândirea noastră, în ceea ce am învățat la școală. Dumneavoastră înțelegeți că juriștii din Republica Moldova, tot mai mulți și mai mulți, și eu văd asta, am vorbit cu avocați, am vorbit cu procurori, am vorbit cu judecători. Și nu, oameni cum se cade, oameni care nu au niciun fel de problemă, că vieti, preveti, așa, nu. El spune, domnule, nu este corect, nu este drept, dacă ne-au învățat la școală cu o Constituție, se modifică printr-o majoritate constituțională. Ei ce fac? Și foarte multă lume se teme de aceste precedente pe care îl creează actuala guvernare. Dar precedentele cu televiziunile. Haideți să ne punem, da, dumneavoastră sunteți o televiziune, slava Domnului că vă las în pace, că nu vă închis. Dar cumva neutră, acceptați aici să vină și unii și alții, îi chemați pe cei de la guvernare, nu? Da, bineînțeles. Dar uite că într-o bună zi nu o să-i placă la alții, nu o să-i placă că sunteți pe ei. Și o să vă închidă. Având precedentele astea. Cu comisie. Și nu mai contează că este un patron care investește aici, care se chinuie probabil, care, nu știu, a muncit ca să aveți asta. Iată, asemenea precedente trebuie excluse din viața noastră. Dublele standarde și precedentele periculoase trebuie excluse. Tot ce a făcut bun, Plahotniuc și restul, trebuie păstrate. Nu au fost foarte, foarte multe lucruri, dar au fost și lucruri bune. Dar uite, ceea ce a făcut ei cu uzurparea puterii în stat, cu controlul asupra justiției, cu atacuri Raider, cu spălătorii de miliarde aici, cu furturi din banul public. Iată, astea trebuie eliminate. Orice se întâmplă, îmi sun un om de la... L-am încurcat. Eu l-am notat că e de la Gotești, el chiar era din raion. Și îmi spune, domnule, dar am văzut acolo emisiunea acolo,
Domnule, chiar așa este, domnule. Pahornic s-a dus, dar rădășinii au rămas aici, domnule. Schemele merg, schemele... Asta e percepția oamenilor. Ca să nu mai vorbesc, că unii dintre ei spun, domnule, Andrei, gine că l-ați alungat pe Pahornic, dar mai gine îl lăsați, că decât cu aici aveam mai gine la coșeală. Oho. Cum îi străiesc eu, domnule Gonța, în țara asta, ascultând asta? Păi eu m-am bătut cu Pahornic, riscându-mi viața, sănătatea mea și a familiei mele, tocmai pentru că în țara asta să trăiască o leacă mai bine. Și eu aud la oameni că, domnule, a fost în zadar. Munca ta a fost în zadar. Pentru că a venit cineva, a confiscat ceea ce am făcut până atunci și au compromis ceea ce am făcut. Și chiar era greu de dus la bun sfârșit. Ia, domnule, să vedem noi cu monopolurile astea în ceea ce înseamnă grânile și... Da? Ia să oprim noi cu monopolul lui Pahornic. Nu, ele au fost preluate. Știți cât de bine să înțelegi jaja vașă cu spânul? La Cătăranu. Și cu premierul. Și cu Maia Sandu. Știți cum bancherii care pe timpuri, băncile pe timpuri al lui Pahornic și Platon, astăzi îi slujesc pe ăștia de la guvernare. Știți cine are cel mai mult câștig în Republica Moldova astăzi? Băncile comerciale. Ei înfloresc. Băncile comerciale înfloresc pe timpul ăstora. Și oamenii... Și băncile nici măcar nu sunt ale moldovenilor. Sunt acționari din altă parte. Asta e o chestiune. Dar când o să aibă de câștigat niște investitori aici, niște oameni care au creat niște business-uri, care au creat niște locuri de muncă, oameni de afaceri care vor să investească, oamenii șed cu banii, nu spun la ciorap, că ăștia nu stau cu banii, stau cu banii în bănci, nici măcar la procente, și nu vor să investească din frica zilei de mâine. Nu vor să investească, să facă mai multe locuri de muncă, pentru că ei nu știu ce va fi cu fiscalitatea, nu știu care va fi condițiile pentru ziua de mâine. Foarte multă lume pleacă în România, pentru că în momentul de față fiscalitatea în România este mult mai atractivă decât în Republica Moldova. Am o analiză făcută la asta și chiar o să o bag în programul meu prezidențial. Deci, foarte, foarte... Și de ce România e atractivă? Pentru că nu există bariere de limbă, avem aceeași cultură, aceeași tradiție, aceeași, da? Și este mult mai facil decât să duci în Danemarca, spre exemplu, să investești. Acolo unde e o limbă așa, o leacă mai greu decât română de însușit. Sau în Olanda, sau în Germania, sau... Înțelegeți? Deci, despre asta este vorba. Sper că într-o bună zi oamenii noștri o să înțeleagă. Dar până atunci, încă un piculeț ceva despre referendum. Partidul domnului Ion Ceban, primar de Chișinău, Mișcarea Alternativă Națională, s-a înregistrat la această comisie electorală centrală pentru a susține referendum, opțiunea pentru. Și tare multă lume nu prea înțeles această mișcare. Cu ce ocazie domnul Ceban susține referendumul doamnei Maia Sandu. Ori Ceban se bătea pentru funcția de primar. Aici m-ați pierdut pe mine. Porcua? Aici m-ați pierdut pe mine. De ce? Păi da, dacă eu sunt referendum, eu sunt Maia Sandu sau cum? Da, da. Apropo, stați un pic, mă întreabă lumea, planor, mă întreabă pe astea, domnule, mă ta, îi se dai voturile lui Maia Sandu. Da, eu așa mă semnez pe mă ta, dar să-mi promiți că nu-i dai voturile lui Maia Sandu. Fraților, eu n-am fost cu Maia Sandu. Pentru mine Maia Sandu nu exista. Cum nu exista Ceban, cum nu exista Dodon, cum nu exista Placu, nu existau pentru mine. Ei cu viața lor, eu cu viața mea. Eu am venit în politică tocmai pentru a schimba lucrurile în bine pentru toți cetățenii țării și, în ultimul rând, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru cumătrii mei, pentru toată lumea. Asta era dezideratul meu. Dacă eu m-ar fi lăsat frumoși ăștia de la guvernare să mă înscriu și eu în cursul ăsta cu așa, apoi eu nu aș fi susținut referendumul sau nu aș fi susținut-o pe Maia Sandu dacă mă înscriu acolo. Nu aș trata așa lucrurile. Ion Ceban nu mi-este prieten și nici partener politic. Dar nu pot trata așa lucrurile. Sau pe altcineva care s-a înregistrat pe referendum, nu. El are niște interese politice, sunt sigur. Uh-huh. Că a trecut de la comuniști la socialiști acum, așa, au fost și alții, au fost și în alte părți asemenea metamorfoze s-au produs. Asta cred că trebuie să-l întrebați mai bine pe domnul Ceban decât să fac eu aici pe analiza politică. Eu acum cred cu toată puterea că noi cu toții ar trebui să-l ajutăm și pe el și orașul să scăpăm de efectele acestei intemperii. La fel cum trebuie să-i ajutăm pe cei de la guvernare cu tot ce putem. Dar absolut cu tot ce putem. Cu expertiza unora dintre noi. Eu nu sunt expert în asemenea situații. Altele. Pe domeniul juridic, pe anumite domenii pot să mă implic, dar nu pe toate. Dar cred că cu toții avem obligația să conjugăm eforturile și să
scăpăm de aceste efecte. La dezbatere veți participa? Păi da, cum să nu? Dar cu cine vă veți dezbate dacă... Cu toată, eu merg la dezbatere, merg pentru cetățeni. Nu merg pentru un candidat sau altul. Merg pentru cetățenii Republicii Moldova care, deschid citatul, au dreptul să cunoască ce vor face, ce au făcut polițienii pentru ei și ce vor face de acum încolo. Citat închis, doamnă președinte Maia Sandu. Și pe această cale îi mai fac o dată invitație să vină la dezbatere. Să spună oamenilor ce a făcut 4 ani de zile, să spună oamenilor ce vrea să facă de acum încolo, să spună care sunt realizările, să spună și care sunt eșecurile și oamenii, bineînțeles, să aleagă dintre noi. Eu m-aș bucura foarte mult și fac pe această cale o invitație chiar la locul care îl consideră dânsa cel mai bun, cu moderatorii care dorește, poate să o ia pe Nata Albu, spre exemplu, care face prin pădure interviuri, pe oricine dorește, dânsa, la orice televiziune, dar dacă se poate, chiar toate televiziunile, să ieșim într-un loc în care îi place ei și să discutăm problemele arzătoare ale cetățenilor, care sunt soluțiile și care au fost cauzele pentru care 4 ani de zile, având toată puterea în stat, având toate instituțiile, având absolut tot, având atât de mare sprijin popular și având atât de mare sprijin a partenerilor din străinătate, să nu reușești să faci măcar un pic mai bună viața oamenilor. Iată, astea ar fi întrebările la care ne-am referit. Sperând că va accepta invitația dumneavoastră, poate vă amintiți, dar când ultima dată v-ați văzut? 4, 5, 6 ani în urmă? Cu cine? Cu doamna Maia Sandu. Ei, cum 4, 5, 6 ani în urmă? La când? Nu, după alegeri. Care alegeri? Păi da, nu au fost alegerile 4 ani în urmă. Nu? A, 4 ani păi, în urmă. 3 ani și ceva. Nu, haideți, nu exagerați. Nu. La dumneavoastră aici, în emisiune, am făcut o declarație când cineva, v-am spus eu atunci că un om deștept nu se războiește cu un puternic. Dânsa a câștigat și de aici, din studioul dumneavoastră, am spus, stau la dispoziția președintelui țării noastre. Cu toată expertiza pe care o am, cu toată experiența, nu a fost nevoie de experiența mea, n-a fost nevoie de experiența și expertiza colegilor mei din Parlament, care au avut, dacă vreți, poate cea mai fructuoasă activitate în Parlamentul Republicii Moldova ca și legislatori. N-am fost util cu nimic în această perioadă. Iată că atunci când eram împreună, noi am reușit niște lucruri. La guvern eram împreună, nu? Maia Sandu era prim-ministru. Eu eram vicepremier. Eram ministru de interne. Contrabanda a fost dusă la cel mai jos nivel istoric pentru Republica Moldova. Novel Research din România a făcut analizele și a constatat. Iată că astăzi, Maia Sandu este președinte, are premierul său, este clar că nu este a meu premier, nu? Are ministrul său de interne, contrabanda s-a ridicat de anul trecut până acum la 50% mai mult. Cum vă sună asta? Eu nu știu, n-am și cifrele astea, poate nu chiar așa. Dar duceți-vă și nu, vă credeți-mă pe cuvânt, dar dacă nu, verificați, mă, oameni buni. E cel mai simplu așa. Verificarea e mama adevărului, să spun. Nu știu. Comisia Electorală Centrală a decis că vom avea 234 de secții de votare în străinătate, cu 100 mai multe față de ultimul scrutin prezidențial și în Rusia sunt doar 5. Să vedem dacă se merită. Bun, sigur că e o discrepanță mare. Sigur că e o discrepanță mare și iarăși se transmite niște mesaje. Or trebuie să o faci matematic. Păi nu votează rușii, votează moldovenii care locuiesc. Bineînțeles, despre asta vorbesc. Te uiți la, raportezi la numărul de cetățeni de acolo și cum facilitezi pentru cei de la Bruxelles, de la Washington sau nu știu de unde sunt, la Chicago, așa faci și pe partea asta. Dar asta e un element la care am impresia că nu-i mai schimb pe ăștia. La dânsii e că așa e totul pus. Dom'le, dacă ăsta are o altă părere, acceptă-l, domnule, așa cum este. Dacă ăsta e rus, iarăși, nu știu ce, dacă e găgăuz, acceptă-i așa. Convinge că ești mai bun. Convinge că tot ce poți face tu este mai mult decât pot face șor, spre exemplu, la Comrat sau la Corhei. Ai tot arsenalul. Convinge, du-te și fă la un gen, un parc mai bun decât la Congaz. Du-te și fă o chestie mai bună decât la Orhei de acolo. Bineînțeles, în paralel, fă anchete, fă cutare. Nu? Nimeni nu te oprește. Dar faptul că deschid mai multe secții de votare nu este rău.
Sigur, de ce ar trebui oamenii noștri pentru a-și depune votul pentru referendum sau pentru un candidat să facă sute de kilometri sau da, facilitează-i. Dar vedeți și care este costul. Faci chestia asta doar pentru ca niște consuli sau niște ambasadori cărora vrei să le dai la copiii lor, să le dai niște indemnizații, nu? Uh-huh. Să-ți facă slujbă sau totuși o faci pentru cetățenii noștri. Aici e important. Și vezi care sunt costurile. Înțelegeți? Iarăși pe banul public să ne facem nou cum să spun eu, favoruri. Nu este. Eu aș trata lucrurile cu totul altfel. Cu respect față de cetățeni, cu respect față de cetățenii din diasporă, cu respect față de cetățenii de acasă, pentru că sunt părinții celor din diasporă, sunt copiii celor din diasporă. Și, bineînțeles, cu respect față de acest stat pe care l-au jefuit prea mult în trecut și e timpul să încetăm să-l mai jefuim și să-l folosim în interesul nostru personal și politic. Nu asta mai înțeles pentru ce avem totuși vot prin corespondență, ori s-au înscris 1.096 de persoane, dar nu înseamnă neapărat că toate aceste persoane vor vota? Eu vreau să vă spun, lăsați-mă să mă duc de la zona asta, pentru că eu despre votul prin corespondență v-am povestit despre cauza Austriei, da? Sau speța Austriei, uh-huh. Că nu a fost anulat votul doar pentru că era deschis un plic. Faptul că aveam o comisie electorală controlată politic, subordonată politic, pentru mine este mult, mult mai grav decât toate mecanismele pe care le deschide. Au deschis semnatul listelor. Și eram și eu curios, m-au sunat cei de la CEC și au spus, domnule, stați, doriți ca să semnez electronic? Bineînțeles, acces. Și mi-au spus, l-am întrebat de curiozitate pe domnul de la Comisia Electorală, zic, dar câți oameni au votat până acum? Aveți cumva acces? Și am aflat. Acum o săptămână erau 152 de semnături puse acolo. 152 de semnături erau puse în mod electronic. Adică strânsă. Pentru mine era un număr de semnături, pentru altcineva așa, câți candidați sau câți potențiali candidați. Sunt vreo 10 sau câți suntem? 13. Ok. Împărțiți 152 la 13. Acum, întrebarea este, toate mecanismele este bineînțeles, trebuie făcute, dar trebuie să vedem cu ce costuri le facem. La cine ajută? Cum facem? Cum dregem? Cum... Revenind la colectarea de semnături, eu sunt adeptul colectării în teritoriu, pentru că asta este și o modalitate de a te întâlni cu oamenii, de a vorbi cu oamenii, de a-i asculta, ei să-ți spună anumite lucruri, poate știți câte înțelepciune avem noi în Republica Moldova, foarte multă lume înțeleaptă. Știți câți oameni de bună credință sunt în raioane, dar pentru că sunt așa strangulați. Toate împuternicirile sunt luate la centru, totul e centralizat. Oamenii ăștia nu știu să delege, nu știu să descentralizeze. Totul e la dâns și aici. Oameni culți, oameni și mai în vârstă, și mai tineri, în raioanele noastre, pot fi implicați în procesele de gestionare a statului. Nu, ei se lăsați prin afară. Și se duc și ei la serviciu, ca la niște sinecuri de astea, duc dimineața acolo, vin țara acasă, unii vin mai de la nează, mai trag pe un somn. Pentru că nu sunt puși la contribuții și ar dori. Ei spun, domnule Stasi, noi avem niște capacități. Unii dintre noi sunt chemați în România, sunt importanți pentru autoritățile de acolo. Dar noi aici acasă nu contăm. Iată, așa s-a ajuns. Pentru că este o gașcă acolo la centru și mai mult decât pe ei nu se văd. Uitați-vă cum un ministru al mută de aici, al mută acolo, un secretar de stat de acolo, aici. Uitați-vă la vamă ce s-a întâmplat acum. Multe o să aflați. Știți dumneavoastră ce scandalău este în interiorul partidului? Adică? Scuzați-mă. Vor ieși la suprafață. Eu v-am spus, sunt trei băieți de dobă acolo care controlează contrabanda. Și acum ei intră dânși și deja nu se mai împart, știți, pe ele. Ei intră dânși. Tu ești sectorul ăsta, eu ăsta, eu ăsta. E mai rău decât timpul Plahotniuc. La Plahotniuc era unul care îi controla, da? Dar ăștia sunt vreo trei mâncăi. Oamenii, dacă vor continua și de acum colo să se închine unor idoli și nu se vor uita, domnule, dar ia să vedem, dar care e alaiul la acești oameni? Ia cu cine a adus? Da, noi am votat-o pe Maia Sandu pentru că o zis că e sfântă, pentru că o zis că e integră, pentru că cunoaște, o zis că cunoaște legea, dar nu prea o cunoaște. O spus că a făcut economie, a făcut la Harvard și așa mai departe. Am înțeles. Hai să zicem. Dar hai să vedem ce are după. Hai să vedem pe cine încurajează. Dumnezeu este președinte de Parlament, eu vă întreb pe dumneavoastră, dumneavoastră sunteți mândru de președinte de Parlament? Dumnezeu, eu am văzut președinte de Parlament în țările europene. Eu am fost în Parlamentul Marii Britanii acum.
Eu am asistat la o dispută dintr-un fost premier și un actual premier. Eu am văzut ce se întâmplă acolo. Premier a rușine. Nu de rușinea lor. Uitați-vă la grosul, domnule. Ce-i cu el? Tot e ok. Bun. Zic ei. Pe mine nu mă reprezint. Eu cred că Republica Moldova are oameni mult, mult mai competenți, mult mai responsabili, mult mai, dacă vreți, capabili să reprezinte statul, instituția. Domnule, instituția Parlamentului, noi suntem o țară parlamentară. Dumneavoastră, vă dați seama? Cât autoritate are acest domn? Cât autoritate are el? Știți unde se reduce de autoritatea lui? Îi dă pe toți afară dintr-un bazin ca el să nu acolo, cu bodyguards în împrejurul lui. Și asta nu, eu nu vă spun din auzite. Asta e realitatea. Doamna Sandu, omul care îți ducea dumitale geanta, a ajuns acum să-și bată joc de poporul ăsta. Domnule, el sfidează un popor întreg. Poate nu vă interesează pe cineva, dar de aici pornesc foarte multe lucruri. Să îmi le, domnule, cu atâta pază din urmă. Așa e legea. Lasă-o, domnule, modifică legea, domnule. Modifică legea dacă ți-o dat prea mulți bodyguards. Modifică-o și fă-o ca în Marea Britanie. Nu mergea Johnson pe bicicletă. Merge. Da? Și noi ne ducem cu bodyguards prin magazin, împânzim magazinele și mergem și facem cumpărături și ne facem fotografii. Băi, oameni buni, nu mai putem să trăim atâta din fotografii. Sau pui pe unul să te filmeze cum tu îți primi cățelul și strângi din urma lui mizeria. Domnule, asta facem noi, asta facem președinte. Tu te, domnule, te plimbă, unii ai de plimbat, dar nu fă pe arde în asta. Au ajuns ridicol. Dacă am ajuns la 50 ceva de ani, scuzați-mă, și nu ne putem face singuri mâncarea, să ne vină mama să ne aducă mâncarea. Știu că o să supere multe doamne pe mine, poate. Păi, fraților, dar haideți să terminăm cu chestia asta. Hai să vedem Moldova ca pe o familie. Hai să vedem Moldova cu mulți, mulți copii, care, din păcate, în ultima perioadă de timp s-a nasc mai mult peste hotare decât acasă. Nu eu spun, statistici spun. 220.000, iată, eu până ieri, tot spuneam în fiecare și cred că la o emisiune de asta am vorbit, 220.000 au plecat din țară, 7 orașe ungheni, vreo 70 de sate ca Mândrești. Nu e așa. Mult mai mult. Mult mai mult au plecat în ultimii 3 ani de zile. Și nu, oamenii nu vor să mai întoarcă. Cine va contribui de acum încolo la următoarele pensii? Cine va contribui de acum încolo la niște eventuale alocații? Dacă oamenii tot pleacă și pleacă, dacă investitorii pleacă, dacă locurile de muncă se limitează, se micșorează. Cine? Ne gândim la asta după câteva clipe de publicitate, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Voiam ceva despre justiție să vă întreb. Dumneavoastră, deși deja ați vorbit despre judecători sau despre doamna Victoria Sanduț, ați vorbit, care a fost zburată din sistem. Nu, am dat un caz doar. Nu, da. Noi avem cazul Alexei Paniș, care la fel, și când a trecut comisia pre-vetting, dar noi avem o altă problemă. Adică, nu știu dacă pot eu să-mi permit să o numesc problemă. Deci, pe de o parte, multă lume normal la cap spune că, băi, e strașnic ce s-a ajuns cu reforma asta justiției, dar ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău a fost la un forum privind justiția și lupta împotriva corupției. Și spune că rezultatele reformei justiției sunt mai bune decât se așteptau. Cu tot respectul față de instituția ambasadorului Uniunii Europene, dar ca să se întâmple așa, știți ce ne spune CEDO? O justiție bine făcută trebuie să fie și văzută, trebuie să fie și simțită. Convenția Europeană, adică Curtea Europeană a Drepturilor Omului, justiciabilul trebuie să o și vadă că se face justiția. Nu trebuie, da? Eu vreau să o simt. Reforma asta vreau să simt prin ceea ce face justiția mai apoi. Da? Emite niște acte bune. Procuratura emite niște acte de combatere a schemelor, a corupției, a infracționalismului și așa mai departe. Eu așa vreau să sunt. Asta vreau să știu, domnule, mă duc într-o instanță de judecată și eu sunt sigur că dacă am dreptate, voi câștiga. Nu mă duc acolo ca la aucțion, cum zicea odată Voronin, vă amintiți? Păi acum e mai grav. Dacă atunci erau licitații, acum e și mai grav. Incompetență pe un cap.
Oameni care n-au absolut nicio treabă, au fost puși în funcții. El n-are nicio treabă, pur și simplu, cu ceea ce înseamnă justiția. În general, ca să ajungi un judecător la Curtea Supremă de Justiție, din punctul meu de vedere, trebuie să treci niște etape. Nu poți să-l pui pe oricare ONG să-l pui acolo. Și eu cunosc foarte buni ONG-uri, foarte, foarte, foarte buni avocați. Dar asta nu este suficient, trebuie să mai cunoști ceva. Și eu mi-am propus odată să ajung judecător. Dar m-am lăsat, după ce am intrat în războiul ăsta cu Plahotniuc, m-am lăsat. Deși de când n-am mai avut, trebuia să fac. Am zis că, domnule, am fost procuror, iată, o să fiu leac avocat, o să mai capăt experiență și la final acolo să fiu și eu judecător, să pot decide corect, drept, să fac dreptate oamenilor. Ceea ce fac ăștia, ei compromit ideea de justiție, ideea de dreptate ei o compromit. Și oamenii nu mai cred. Și oamenii pleacă. Pentru că dacă și-au făcut un business, el nu are nicio garanție că mine nu o să vină și o să-i intenteze cineva insolvabilitate, așa, din pod. Are o datorie de 5-6.000 de lei și se duce, da? Și acolo este un judecător care rad starat să facă pentru vă două capii și să facă niște... să-ți facă o porcărioară de asta. Oamenii de afaceri nu au încredere în justiție. Și asta e foarte, foarte grav. Dacă oamenii simpli că mai au niște probleme, na, de astea mai mărunte. Păi oamenii de afaceri au muncit, au făcut niște business-uri, au niște activități. Și eu nu se simt în siguranță cu asemenea justiție. Și pleacă de aici. Doamna Stasă, noi totuși avem corupție mare sau nu avem corupție mare? Pentru că de 4 ani de zile, mie la TV mi se spune așa, că noi îl căutăm pe Șor, noi îl căutăm pe Plahotniuc, îl căutăm pe Platon. Cum o săptămânal ceva se aude despre Șor? Banii pe care îi folosește Șor, eu îmi dau seama că nu sunt din bugetul de stat. Da? El ia nu știu de unde. De unde știți dumneavoastră? Nu. Banii actuali. Nu mă refer la ce a fost în bani. Eu nu știu. Și nu mă dau cu părerea până când nu vine un procuror să-mi spună. Iată ce se întâmplă. Indiferent la cui banii folosește. Dacă nu-i folosește legal, trebuie stopat. Ok. Dacă o folosit, asta e trecut. Iată, noi știm, Platon, eu l-am deconspirat împreună cu Plahotniuc în 2012, 13, 14, ca fiind implicați în spălătoria mafiei rusești și în atacurile Raider, deopotrivă. Acum e la Londra, nu-i așa? Pe Șor l-au condamnat în contumacie, i-au dat ani de zile până la Curtea Supremă, nu? Îmi pare că da. Așa, definitiv. Am înțeles. Care mai sunt? Mai sunt din ăștia. Plahotniuc, fix așa. Dom'le, dar pe lângă aceștia nu mai sunt. Noi am scăpat. În general, nu mai avem bandiți în țară. Nu mai avem corupți în general. Înseamnă că nu avem. De asta și nu înțeleg. De ce creăm tribunal anticorupție? Acum eu înțeleg. Iată, ei au furat atunci miliarde, au spălat miliarde, chestii și așa mai departe. Acum zic. Dar iată aici, schemele lor încă funcționează. De ce nu intentez dosare penale acum? Pe lucruri ilegale, dacă sunt ilegale. Dacă erau ilegale atunci, sunt ilegale și acum. Dacă ele mai există. Nu neapărat. Eu nu fac justiție la televizor și nu fac, da, este procurorul care trebuie să adune probe și pro și contra, le trimit la judecătorul de speță și ăsta, într-un regim normal, cu o celeritate normală, se emite niște acte. Bun, ne-am lămurit cu Șor și cu ăștia, clar, ăștia ne încurcă. Dar ce am făcut noi cu alții ca Șor, ca Plahotniuc, ca restul, da? Ce am făcut noi cu cei care, iată, poate nu au furat 1 miliard din Banca Națională, din rezervele naționale, dar au furat 4 milioane dintr-o porțiune de drum de 4 km. Cu aceștia ce facem noi? Sau ăștia nu-i corupție? Ba da, e mare corupție. Pentru că 4 milioane cu 4 milioane și cu 4 milioane ajungi la miliard. Încetișor, încetișor ajungi la miliard. Asta noi și știm. Cu ești la suprafață, că iată, am avut un primar acolo care a spus, păi, stai, ceva nu e în regulă aici, acum 4 milioane, iată, eu sunt primar aici în tătă ziua și voi îmi spuneți că în 4 km sunt 4 milioane de euro. În România, prin munți și pe astea, uneori iese mai ieftin kilometru, nu? Deci, vreau să văd, doamna Sandu, băiatul ăsta pe nume Andrei Spânu, nu ar trebui el să fie totuși anchetat, oleacă, și pentru modul în care a contractat gazul, și pentru afilierea lui cu oamenii implicați în dosarul Bumbăta, Leova. De ce de fiecare dată iese președintele și vorbește despre Spânu ca despre o icoană? Cu ce te are la mână, doamna Sandu? Eu vreau să trăiesc într-o țară în care președintele este liber de oricine. Este liber de oligarhi, este liber de business, este liber de parteneri din străinătate, este liber de oricine. Nu este liber doar de Constituție, lege
și poporul acestui stat sau țări. Atât. În rest este liber. Avem un președinte liber de exterior? Nu. Avem un președinte liber de mafie? Nu. Nu, domnule Gonță. Pentru că dacă ar fi un președinte liber, ar spune, frate meu, dacă ar fi, treci la procuratură și dă cu subsemnat acolo. Nu ești tu și îmi spui, am verificat contractele cu Gazprom, așa mai, totul este bine. Dar de când ești procuror, dragă? Eu nu-mi permit să fac chestia asta. Sunt fost procuror la bază. Sunt avocat de meserie. Eu nu mă apuc acum să... Da? Eu, ceea ce spun eu, mă bazez pe o expertiză făcută de Centrul Național Anticorupție pe care o tot o scundeau. Ăștia și eu am vorbit despre ea. O am la mână, ca să fie foarte clar. Eu am expertiza la mână. Nu vreau să o arăt. Pentru că pe ea mai erau niște însemnări și apar... Și nu trebuie să fac chestia asta. Dar ea știe că sunt 80 de mii. De fapt, despre asta a vorbit și procurorul anticorupție. Cine răspunde? Cine răspunde? Impunitatea s-a transformat în politică de stat. În politică a președintelui și a parlamentului și a instituțiilor subordonate. Iată, SIS-ul. Uitați-vă ce se întâmplă. Eu sunt atâtea și atâtea teme. Am vorbit cu cineva de acolo, domnul Năstase, așa ceva nu s-a întâmplat până acum. Oameni specialiști de acolo, spun, domnule, niște ONG-și pe acolo, li se dă directive de prin străinătate, fac ceea ce vor. Să nu ajungem într-o bună zi. Eu am vorbit despre reducerea la tăcere a elitelor noastre. A elitelor culturale, a elitelor, nu știu, religioase, a mediului de experți. Uitați-vă dumneavoastră cum a luat apă în gură. Toată lumea a luat apă în gură, toată lumea se teme să spună ceva. Academicienilor le-a fost interzis. Academicienilor le-a fost interzis, domnule, fără niciun fel de suport, sprijin și așa mai departe. Deci nimeni nu mai... Eu aveam niște oameni care m-au susținut de-a lungul timpului și spus, domnule, stați, înțelegeți că noi avem și noi, nu știu ce acolo, niște facilități, niște... Profesorii n-au fost mai terorizați decât astăzi. Asta e profesorul care trebuie să predea trei obiecte, a fost atât de amenințat și atât de terorizat că va fi dat afară. Și eu mă gândeam, băi, fraților, dar cum să fiți dat afară? După dacă vă dați voi afară, rămân niște copii acolo, fără educație. Și astfel, dar lor nu le pasă. Dar nouă ne pasă, că mai avem niște copii acasă, avem de îngrijit. Eu ce să fac? Să mă dea afară și să mă duc prin străinătăți, cum s-au dus frații și vierii mei? Asta îmi spun oamenii de aici, din țara noastră, de la Eloveni. Medici la fel. Dar nu mai vorbesc despre primari. Când ați vorbit, domnul Gonță, mai comunicați, bănuiesc, cu primarii, mai chemați pe aici, prin emisiuni? Întocmai. N-aveți cum să nu-mi dați dreptate. Au făcut din aceste proiecte, satul european și mai au câteva proiecte acolo, niște mecanisme de a-i ține ostatici. Nu mai vorbesc că sunt preluate, multe proiecte din astea sunt preluate de la fosta guvernare. Uh-huh. Dar îi țin ostatici. Îi țin ostatici, domnule, trebuie să le dai niște finanțare, nu? La centru. Și ei iată așa, și-au făcut proiectele astea și-au țin ostatic până înainte de alegeri. M-am dus și eu la niște primari cu care am avut și eu un pic de contribuție, să spun așa, ca ei să ajungă primari și chiar ar fi vrut să mă ajut. Și m-am spus, domnule, stați, dați așa, te-a spus, iată, iată, eu am să veniți cu colectori și am să... Vă ajut eu acolo, dar să știți că public nu pot să fac chestia asta. Dar de ce? Păi e ca în proiectul ăsta și dacă fac un pas în stânga, în dreapta, el anulează. Dar eu trebuie să fac canalizare, dar eu trebuie să fac apeduct, dar eu trebuie să mai fac o leacă de drum pe aici. Așa trăim noi, asta e țara care care ne dorim. Orice am propus eu și echipa mea în fostul Parlament. Două legi. Una dintre aceste legi susținută, dar nu una, dar amândouă, de către CALM, Congresul Autorităților Publice Locale. Una dintre legi viza să rămână la sate, la orașe, să rămână tot ce înseamnă contribuția persoanelor fizice. Uh-huh. Cel de-a doua viza ca impozitul persoanelor juridice instalate sau arondate la acele instituții, să rămână. O parte mai mică să rămână la municipiu, pentru că municipiile se descurc și așa, o parte un pic mai mare să rămână la orașe și o parte și mai mare să rămână la satele noastre. Ce era rău în asta? Și atunci primarii noștri au spus, stați un pic, băi, ia de să muncesc eu, că aici să vină mai mulți agenți economici, nu? Agenții economici la rândul lor, când o să plătească impozitul, o să rămână la mine în sat. Și eu nu o să mai stau cu mâna întinsă la guvern. Nu o să mai stau cu mâna întinsă la președinție, nu o să mai stau cu mâna întinsă la spânul.
Eu o să am din ceea ce o să muncesc eu și cu oamenii din sat. Și o să încurajez pe oamenii din sat. Oameni buni, voi când vă deschideți firmele, indiferent cum vreți să le deschideți, ia că eu vă dau aici mai multe condiții bune. Vă dau și un teren, vă dau și cu tare. Veniți acasă și investiți aici acasă. Oamenii din diaspora, băi fraților, veniți aici acasă și investiți. Eu sunt primarul și o să vă pun la dispoziție tot, mă voi investiți aici, o să plătiți impozitul aici și noi nu o să mai depindem nici de centru, nici de cutare. E simplu, se poate. Se poate, domnule Gonță. Mai mult decât atât, această lege a fost votată în fosta legislatură în Parlamentul Republicii Moldova, în primă lectură. Wow. A fost votată, domnule, susținută de calm. Chemați-l pe domnul Furdui aici și întrebați-l, domnule, are dreptate sau nu? Așa a fost. Și au venit ăștia la guvernare, au mai lăsat o tehnicile legislative, legislația permite, nu că permite, dar dacă a fost votat în prima lectură în Parlamentul trecut, poți să o votezi în a doua, a treia, dacă este cazul, în al doilea. Știți ce a făcut-o? O anulat-o. Vreau să o întreb pe doamna Sandu și pe actualul președinte a Parlamentului. De ce nu s-a votat în a doua lectură legea care dădea independență, măcar un pic de independență, deși din punctul meu de vedere, bună independență, autorităților publice locale? De ce? Vă spun eu de ce. Pentru că vor să țină primarii ostatici. Vor să-i țină în captivitate. Vor să-i măgulească. Dacă au ajuns primari de la Șor, de la Dodon, de la alte partide să ajungă la PAS, asta s-a făcut-o ideologic? Au făcut-o pentru că lor le place PAS? Ideologia PAS? PAS n-are ideologie. Unica lor ideologie e băieții ăștia care niște nedesăvârșiți să poată să facă bani. Ei n-au reușit decât din ONG-uri, scriind ca niște hârtiuțe de astea, copiind de pe acolo, de pe acolo, și bineînțeles, europenii le dădeau parale. Dați-mi ce au realizat fiecare dintre ei, cu excepția la doi băieți care au făcut business, unul de pe Irlanda și altul de pe aici, din România. Dați-mi ce realizări au avut oamenii ăștia înainte de asta. Ați văzut pe acolo un avocat de excepție? Nu! Ați văzut acolo un businessman extraordinar care ar putea să țină loc pentru... Nu! Ministrul de Economie? Nu. Un finanțist foarte, foarte serios? Nu. N-am văzut acolo. S-au dus sinecuriștii acolo. Și eu m-am săturat. Uitați-vă, știu că pe mulți îi supără critica, dar asta e adevărat, domnule. Țara asta chiar mai are niște oameni cum se cade aici. Țara asta chiar mai are prin teritoriu niște oameni care ar putea face față în administrație. Domnule, vă dau cazul Bolojan de la Oradea. Îl roagă, toată lumea îl roagă, vină domnule aici și el rămâne acolo. Dați-mi unul care a fost rugat să vină încoace. Nici unul. A fost rugat să vină primarul de la Ungheni să afișeze la meeting-ul de lansare în campanie de colectare de semnătura Maia Sandu. Ce e așa rău în asta? Dar n-a spus că e rău. Domnule, dacă este bun, cheamă-l la guvern. Pune-l pe vrabie să fie, nu știu, șeful Ministerului Economiei. Hai nu. Doar așa să faci mâneac de PR. Nu, domnule, tot ce este bun, eu nu știu, iarăși, eu v-am dat doar un exemplu, dar ipotetic vorbind, că nu ni arde ei acum să-i fac PR lui Vrabie. Mie mi-ar fi rușine, sincer să fiu, domnul Vrabie. Mie un pic mi-ar fi rușine. Puteai să trăiești și fără asta. Da? Cum puteai să trăiești fără solicitarea de candidatură la primăria Chișinău din partea lui Vladimir Voronin? Ei, de asta au scăpat, da, de asta... Domnule, vă înțelegeți că el a refuzat, domnul Vrabie, cândva, el acum nici nu-ți gândește, s-a fi gândit, băi, dar ce are Năstase cu mine? Da? Deci el a fost capabil să-i refuze lui Voronin cândva și nu a fost capabil să-i refuze lui Maia Sandu. Înțelegeți cum stau lucrurile? Pentru că e depinde. Fondurile europene, fonduri transfrontaliere, fonduri, iată, din aceste proiecte. Ori eu vreau să am un primar liber, eu vreau să am medicii liberi, eu vreau să am toată lumea. Domnule, nimic mai spune decât libertatea nu există, domnule. Domnul Stas, mai avem un piculeț. Mi-a să credeți că va veni ziua când o să participați la emisiunea noastră și eu nu o să mai am motiv să vă întreb despre așa zisa licitație de la aeroport. Depinde cât mai vreți mai lucrați la televiziunea asta. Nu, dar cât se poate. Încă o licitație, încă o licitație. Mi-e rușine de rușinea lor. Ce să mai spui? Ce să mai spui? Dom'le, iată incompetență și conjugată cu corupția. Și de aici ne spun că se bat cu șor. Cine are de câștigat la toată chestia asta? Spuneți-mi de rău.
Șor. Deci el se bate cu, cu Șor și din bătălia asta are de câștigat Șor. Pe mine mă interesează ce are de câștigat cetățeanul Republicii Moldova, ce are de câștigat statul din toată chestia. Hei, domnule, își transfrează odată problema. Nu poți altfel. Fă-o pentru o lege dreaptă. Asumă-ți. Maia, eram la guvernul Republicii Moldova și a spus, domnule, nu se, securitatea sau siguranța statului nu se licitează, nu se scoate la mezat. Nu, nu. E vorba de aeroport. Cu tot ce are el. Ne-am asumat prin lege. Noi am decis la gardierul, sau cum se cheamă ăsta, este celălalt ce ne trebuie. Și ți-o asum prin lege. Nu este niciun fel de problemă. 63 de băieți veseli în Parlamentul Republicii Moldova și-o asumă. Dar faceți, domnule, ceva. Cui trebuie circul ăsta? Meritocrație. Companii serioase. Nu știu ce. Nu, nu, că aici mă duc la începuturi. Nu vă amintiți cum ne punea și eu filtre. Ne punea o meritocrație. Și când colo, verișoarele tăți acolo. Vin aici, transparență, nu știu ce. Când colo ne pomenim? Că nu e niciun fel de transparență. Legi făcute pe genunchi de, la propunerea lui președintele Comisiei de Buget și Finanță, da? Economie, Buget și Finanță, făcute pe genunchi, care pe urmă sunt declarate neconstituționale. Eu, uitați-vă, nu știu cât de calm trebuie să vorbesc ca să nu deranjez pe simpatizanții PAS și Maia Sandu. Cum ar putea? Eu vreau să vă transmit oameni buni. Eu sunt la fel ca și voi, pro-european. Eu sunt la fel ca și voi, care își dorește ca țara noastră să nu devieze de la parcursul european. Dar eu vreau, pentru asta, noi să muncim. Nu toți ne arătăm cu drapele și cu chestii din astea. Nu ne ajută toate chestiile astea. Noi trebuie să rezolvăm problema cu licitația. Dacă noi suntem mai buni decât Șor și decât cei până la ei, păi nu trebuie să facem ca și ei. Păi ei tot așa au făcut, nu? Ei asta au făcut. Au făcut legi, licitații și chestii până când le-au căzut cine le trebuie. La fel cum ăștia fac, acum cum fac cu procurorul general? Au făcut de vreo 3 ori numai decât să ajungă actualul procuror general, nu? Da, ca a fost ministru de interne, vă întreb. Decizia autorităților de a-i ține pe cei care îi însoțesc, pe cei care pleacă din afara țării sau care îi întâmpină la aeroport, de a-i ține afară, în afara aeroportului? Nu știu, eu sper că măcar pentru zilele astea s-a anulat această dispoziție, pentru că la ploile care... Domnule Gonță, cum să spun eu, sunt lucruri pe care nu le pot nici justifica, nu le pot comenta. Domnule, dacă chiar vrei să-i ții afară, dacă chiar nu ai capacitate, pune, domnule, afară niște... Extinde puțin, da? Uh-huh. Pune niște copertine, niște... Da? Și pune acolo și niște scaune. Găsește o formulă ca oamenii să nu șadă acolo, ca la, nu știu, în soare, în vânt, în, da? Eu așa aș face, ca un gospodar, ca la tine în familie. Păi, frate, dacă faci o nuntă, te ai grijă să pui cortul ceala, să îngrijești, că cine știe, bate ploaie, nu bate ploaie. Nu înțelegeți că, domnule, nu vreau să folosesc cuvântul vădane, că mama mea a rămas singură, dar porțile noastre au fost închise tot timpul. Nu stai vrai, ești așa. Nu stat deschis într-o parte. Tot la președinție. Scoatem gardul. Dar pentru ce a fost nevoie să scoatem gardul? Acum șed porțile deschise. Măcar scoate, domnule, fă ceva elegant. La aeroport, dacă chiar... E adevărat, s-ar putea să fie motive obiective. E înădușală. Aeroportul nu mai are capacitatea suficientă pentru a gestiona fluxul de călători. Ca și în cazul transferului banilor din Rusia. Dacă ai închis ceva, măcar fă altceva. Asta spun și eu. Domnule, s-ar putea ca asta să fie... Da, și este sub sancțiunile americane. Am înțeles, iar noi ne-am aliat, ne-am raliat acestor sancțiuni. Fă ceva în schimb, găsește-le o modalitate pentru oamenii noștri de acolo. Spune-le, facilităm, iată, prin o anumită bancă, ca să fie un control riguros, ca să fie cu tare și cu tare și cu tare. Nu-i gaza pe oameni, domnule, dacă nu poți să-i... Nu. La festivalul pădurilor de la vila de la Condrăță nu vă duceți? Urma să fie sâmbătă asta, dar a plouat și nu o să mai aibă loc. O să ai loc săptămâna viitoare în parc. Nu știu, domnule, eu asemenea PR ridicol, pur și simplu. Și oamenii, scuzați-mă, la București ar spune, domnule, să nu mai pune botul la chestii din astea. Eu nu vreau să folosesc aceste cuvinte, dar chiar nu se mai poate așa. Bă, încă 4 ani de zile să fim hrăniți cu de-astea, domnule. Festivaluri, chestii și așa mai departe. Domnule, 500 și ceva de hectare are Condrița și, da, această reședință. Uh-huh. Nu ne-a spus președintele că va renunța.
Nu se poate de făcut chiar din chestia asta, se poate de făcut ceva, nu știu, să vină turiști, nu știu, se poate găsi altă destinație. Nu ca după 4 ani de zile de mandat să-ți deschizi porțile și să-ți ducă toată lumea acolo. Și cu ce să mă aleg eu? Nu o să ne ducem ca gură. Eu o să mă duc și cu dumneavoastră și cu nu știu cine, ca gură cască. Eu n-am fost niciodată la condiția și nu mă tentează. Nu mă tentează. Ce să văd acolo? Un lac care nu știu dacă mai are pește după ce a plecat de Don. Nu știu. Dar, eu, înțelegeți, eu m-am născut pe lumea asta. M-am născut și dumneavoastră și copiii mei și ne-am născut să trăim. Nu să fim fentați de tot felul de politicieni. Acum, domnule, după ce șoimarul ăsta o scuipat, pur și simplu, în credință, în biserică, la urma urmei, da? S-a apucat omul să... Iarăși, n-aș vrea să comentez, dar nu așa se face, domnule. Dăm 25.000 acolo, pe acolo. Pe toți bandiții din lumea asta, toți bandiții, după ce au ieșit 1, 2, 3, s-au dus la biserică cu niște pomeni de astea. Sperând să li se ierte păcatele astea. Sperând să li se ierte păcatele. Nu se poate așa, domnule. Ori ești, ori nu ești. Ori te porți normal, ori... Cine tot aburiesc? Eu nu mai vreau să mai fiu aburit. Eu eram, am fost în perioada lui Plahotniuc, din ce ne abureau la televizor. Vineau Biden. Biden a fost aici. Merkel a fost aici. Barroso. Toată lumea a fost aici. Eu mă uitam așa la televizor. Domnule, dar de ce mă aburiesc aici? Dar eu nu aveam nicio treabă cu politica. Eu făceam avocatură. Mi-apăram investitorii străini, mi-apăram moldoveni, mi-apăram... Domnule, și aici la fel. Fix același lucru, același deja, eu am un deja vu. Și eu iar au mai trecut 4 ani zile. Ia nu uitați-vă că din 2010 până acum, fraților, 14 ani din viața mea s-au dus dintre dumneavoastră la fel. N-au venit în 2010 așa zis și ai noștri și ne spuneau că o să fie rau pe pământ aici și chiar în fiecare zi ne-l băgau cu deasâla. Fix asta se întâmplă și acum. Hai să nu mai călcăm pe aceeași greblă. Asta e îndemnul meu simplu pentru toți cetățenii Republicii Moldova și cât mai mult conjugare de eforturi să scăpăm de aceste efecte ale interperiei. Domnule Năstase, vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la emisiunea noastră. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost la ediția de astăzi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.